Bun, hai, mâna sus, care vreți să fiți nenți? Să presupunem că cineva vă dă foc. Ok, mâna sus în saltul nazist. Hai! Să-mi arătați cum ați fugit dumneavoastră. Au, 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 Magde! Mă frici la chinoară! Noi pe principiul reconstituirilor este realismul maxim. Și tu nu ții cont deloc de asta. În primul rând, v-am explicat că eu nu fac o reconstituire militară, da? Ci un spectacol care folosește elementele reconstituirilor. Eu o să și plec. Eu sunt de acord, oricum mă revin. Păi așa, cu adevăr. Pe bun, ce adevăr și adevăr? Fratele să strălucească, pentru ne trăim. Țara noastră să corească, pentru ea murim. Ideea asta de reconstituire militară, de reenactment, are drept scop să-i omagieze pe cei căzuți pe câmpul de onoare. Atât. Haideți să facem împreună ceva frumos, să bucure prostimea. Ne aplaudă lumea la sfârșit. Ăsta e scopul. Ceea ce mă interesează pe mine e să discut un subiect controversat. Ce fac eu e un demers politic și educativ. Nu se oripilăm, să enervăm pe banii lor, pe bani publici. Cât de educat. Stai, o iluzie. Comică. Să-l putorești odată, că din acelerea mea cea bogată, să-l plătă, 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 să-l pl